Constructorii au promis că centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu va fi gata la un an după ce vor fi predate toate amplasamentele care stau în calea tronsonului. Lucrările au fost defazate însă pentru că proprietarii nu au fost de acord ca locuințele lor să fie puse la pământ. Până în prezent au fost demolate doar 2 locuințe din totalul de 17, iar în perioada următoare drumarii vor trece la demolarea celei de-a treia case. În zilele următoare vom efectua plata celui de-al treilea proprietar în această zonă pentru a putea demola și acel imobil. Deja toate documentele sunt terminate, este totul pregătit. Facem plata, proprietarul ne va pune la dispoziție imobilul, constructorul preia, demolează și putem termina această zonă. Mai mult, s-ar putea deschide circulației o parte din tronsonul variantei de ocolire, mai exact pe ruta Bârsești-Bălești. În rest, mai avem să lucrez la podul peste Jiu, peste DN66, am introdus acțiunea de executare silită a încă unui proprietar care a refuzat să părăsească terenul, unde pe DN67 pe ruta Vâlcea, vom intra și acolo să termine și lucrarea care este jumătate realizată la acel pasaj, care la fel este un pasaj foarte mare. Și continuăm împreună cu Primăria Târgu Jiu documentele pentru kilometru zero, zona Romanești, unde sunt proprietarii aceia despre care am tot vorbit, care nu aveau acte de proprietate. Valoarea investiției la varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu este de aproximativ 30 de milioane de euro, banii europeni cofinanțați de la Guvernul României.